Compania franceză Naval Group a câștigat contractul cu o ofertă de 1,2 miliarde de euro. Pe locul 2 a fost compania olandeză Damen cu o ofertă mai mare cu 50 de milioane de euro. Armata spune acum că n-a găsit acești bani, această diferență de 50 de milioane de euro și în consecință a anulat întreaga licitație. Naval Group a câștigat licitația în iulie 2019. Până în 2020 nu s-a putut semna contractul din cauza proceselor începute de compania de pe locul 2. Din 2020 s-ar fi putut semna contractul, însă francezii au refuzat de fiecare dată, au cerut bani mai mulți și, se pare, spun surse din armată, au cerut chiar să facă aceste corvete în Franța și nu în România, așa cum ar fi fost compania obligată. E de văzut ce se va întâmpla în continuare. Problema trebuie rezolvată fie printr-o încredințare directă, fie printr-o nouă licitație. Este clar însă că Marina Militară este la ani bun distanță de momentul în care ar putea primi niște nave noi. Trebuie spus că forțele navale române sunt categoria de forță cu cele mai proaste dotări din armata română. Asta în condițiile în care avem un război în Marea Neagră. Afacerea corvetelor este dovada vie că statul român dă cu oștea în gard chiar și atunci când are bani.